Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit. Avem câteva subiecte astăzi pe care aș vrea să le discutăm și să vi le aduc la cunoștința dumneavoastră. Și cea mai importantă mi se pare a fi cea legată de problema deșeurilor de pe raza municipiului Roman. Primăria municipiului Roman este în situația de a gestiona o problemă care nu este neapărat problema primăriei Roman și ținem de o serie de acte normative care impun o serie de măsuri la nivelul municipiului Roman. Prin hotărârea de Consiliul Județean numărul 72 din aprilie 2015 s-a stabilit o taxă pentru depozitarea deșeurilor menajere la Girov în valoare de 44,92 de lei, o taxă care este imperativă pentru toți locuitorii județului și pentru toți operatorii care vor să depoziteze deșeurile menajere la depozitul ecologic conform de la Girov. Iar această taxă trebuie să se regăsească în tariful pe care romascanii îl vor plăti. Plecând de la premiza că în Roman anual se colectează circa 18.500 de tone de reziduri de deșeuri menajere, la o analiză de impact pe care am făcut-o ar urma o creștere a tarifului cu circa 3 lei. De asemenea, am luat în calcul și în urma unor analize am ajuns la un tarif pentru transportul deșeurilor de la Roman la Girov, care însă nu are un impact semnificativ asupra prețului datorită calculelor pe care le-am făcut noi și aranjamentelor pe care le-am făcut. Impactul este nesemnificativ, 60 de bani per persoană. Însă problema cea mai mare o reprezintă aplicabilitatea de la 1 ianuarie a unei legi, o lege introdusă sau un tarif, o taxă de mediu introdusă prin Ordonanța 31 din 2013 de către Guvernul Ponta. Celelalte guverne au prorogat termenul de aplicare, însă de la 1 ianuarie 2017 actualul guvern, Grindeanu, prin vocea ministrului mediului Daniel Constantin, nu dorește prorogarea acestui termen și practic această ordonanță de urgență privește această taxă de 80 de lei, o taxă de mediu, 80 de lei pe tonă, iar din 2018 această taxă să crească la 120 de lei. Deci, practic, una peste alta ar însemna un tarif aproape dublu la deșeurile menajere. Din păcate, de la mai bine de 3 ani de când s-a finalizat stația de transfer de la Girov și proiectul de management integrat al deșeurilor pe județul Neamț, deschiderea gropii ecologice de la Girov, iată că zona 2, zona Roman, nici până în ziua de azi nu a fost scoasă la licitație pentru a desemna un operator care să realizeze, în primul rând, transferul către depozitul de la Cordun, reciclarea și colectarea selectivă a deșeurilor și ulterior transferul către groapa de gunoi doar a cantității de deșeuri ce nu poate fi reciclată. E păcat pentru că s-au realizat investiții consistente și dacă mergeți și astăzi să vedeți stația de transfer de la Cordun, foarte multe utilaje care stau trase pe dreapta și care, din cauza faptului că nu au fost folosite, vor trebui investite niște sume de bani pentru reparația acestora. Avem acolo pubele, europubele, pubele pentru colectare selectivă, însă, din păcate, datorită, așa cum vă spuneam, sau din cauza faptului că nu e scoasă la licitație colectarea și selectarea deșeurilor din zona 2, zona Roman, acestea stau nefolosite și ne cauzează și nouă foarte mari probleme. Am urmărit o conferință de presă luni și cred eu că se confirmă încă o dată proverbul că dacă tăceai, filozof rămâneai, în sensul că am fost acuzați că timp de 2 ani, deși am fost avertizați asupra faptului că atunci când domnul actual senator, la vremea respectivă vicepreședinte al Consiliului Județean, a votat acest tarif și ne impunea, chiar ne obliga să ducem deșeurile la groapa, la depozitul ecologic de la Girov, Primăria Roman s-a gândit în primul rând la cetățenii municipiului Roman și a încercat să facă economii pentru cetățenii municipiului Roman. Și pentru aceasta domnul senator ne-a certat. Dar, mă rog, este opinia dumnealui. Practic, înțeleg că ei au o problemă cu aceste taxe și noi avem o problemă cu aceste taxe, doar că aceste taxe sunt impuse de două organisme care sunt deasupra municipiului Roman. Una este Consiliul Județean, așa cum vă spuneam, cu acea taxă de 44,92 de lei, votată inclusiv de domnul senator, votată de toți consilierii județeni și o taxă impusă, și cealaltă e o taxă impusă prin lege. Și nu putem comenta prea mult vis-a-vis de acestea. Adică dacă ne gândim să nu luăm în considerare o hotărâre de Consiliul Județean și o ordonanță de urgență, eu cred că nu e în regulă. În momentul de față, acestea sunt în vigoare și trebuie respectate. Am făcut toate eforturile astfel încât romascanii să beneficieze de tarife cât mai reduse pentru această activitate de colectare și de transport al deșeurilor și, în continuare, intenția noastră este aceea de a găsi soluții și pe mai departe de a nu majora aceste tarife. De aceea voi face un apel la domnul deputat Leoreanu, care să interpeleze în Parlament atât pe prim-ministru Grindeanu cât și pe ministrul mediului, fie cu privire la prorogarea termenului privind introducerea acestei taxe de 80 de lei pe tonă, fie pentru regândirea acestui sistem, acestei ordonanțe de urgență, astfel încât să impactul pentru cetățenii municipiului Roman să fie cât mai redus. Fac precizarea că aceste tarife nu se referă doar la municipiul Roman. E o chestiune care privește întreaga țară. Toate au această impunere legislativă de 80 de lei pe tonă, care generează o scumpire masivă a gunoiului și chiar dacă, pe de o parte, cu o mână actualul guvern a dat, se pare că, pe de altă parte, cu două mâini ia. Înainte de toate, eu zic că în aceste 3 săptămâni de când am preluat acest mandat, am gestionat bine situațiile care au apărut la nivelul municipiului Roman. Știți foarte bine că mi-am început mandatul cu căderi masive de zăpadă, cum nu au mai fost din 2012, și eu apreciez că am avut o activitate bună în ceea ce privește dezăpezirea, rezolvarea solicitărilor punctuale ale cetățenilor, și m-am implicat chiar și în rezolvarea anumitor probleme de la spital. Sunt câteva lucruri care nu sunt neapărat în subordinea noastră, dar cu toții ne dorim să trăim într-un oraș care este curat, civilizat și modern. De asemenea, la aceeași conferință de presă s-a mai abordat subiectul viceprimarului. Un lucru care trebuie înțeles de toți cei care sunt implicați în politică și care au o anumită experiență administrativă. În ciuda unor discuții de principiu, toată lumea trebuie să înțeleagă că viceprimarul se desemnează dintre consilieri și oricare formațiune politică, orice consilier este liber să facă orice propunere dorește. Și ulterior, pe baza votului exprimat în Consiliul Local, persoana care întrunește cele mai multe voturi va fi desemnată să îndeplinească această calitate. Genul acesta de nuanțări, că ar fi bine să fie de la PSD, că să nu fie de la PNL, că dacă e de la PSD putem ajuta orașul, dacă nu e, noi nu mai ajutăm orașul. Eu zic că în primul rând trebuie să respectăm votul din luna iunie 2016. Iar atunci voința romașcanilor a fost ca un număr de 15 consilieri PNL să reprezinte interesele romașcanilor și doar 6 consilieri PSD să reprezinte de asemenea interesele tuturor romașcanilor. În momentul în care ne adunăm în Consiliul Local, pe primul loc trebuie să fie pusă problema cetățenilor municipiului Roman și mai puțin ar trebui să ne intereseze ce guvern este, ce culoare are, ce Consiliul Județean este. Important că romașcani sunt toți. Și cei care votează PSD, și cei care votează PNL, și trebuie să-i respectăm pe toți. Faptul că dacă ne supărăm că nu e un om de-a nostru pus undeva, ne luăm jucăriile și plecăm și vă uităm și nu vă mai dăm nimic, nu mi se pare o abordare corectă și matură din partea unor oameni politici. Nici eu, nici domnul președinte al PNL Roman și deputat PNL de Roman, domnul Leoreanu, nu putem interzice PSD să vină cu o propunere de candidat. Acesta însă trebuie să întrunească numărul de voturi necesar pentru a fi ales în funcția de viceprimar. Dezvoltarea Romanului, să știți că nu va bate pasul pe loc. Pentru că dacă PSD-ul are toane și capricii, poate mai devreme sau mai târziu acest partid va deconta această atitudine disprețuitoare față de romașcani și aceste lucruri se vor vedea la alegerile care vor urma. Eu prefer să facem mai puțină politică, să ne implicăm mai mult și să muncim mai mult pentru oameni, indiferent că acești oameni au simpatii sau antipatii față de un anumit partid politic. Ideea e că toți acești oameni au nevoi, iar nevoile acestor oameni trebuie să fie satisfăcute. Pentru că ne dorim să trăim într-un oraș curat, civilizat și dezvoltat. Ca și activități ale săptămânii trecute, Am demarat o campanie de întâlniri cu cetățenii municipiului Roman, o campanie în care mi-am dorit să fiu mult mai aproape de nevoile lor, să îi ascult pe fiecare și unde se simte omul cel mai bine și cel mai comod, dacă nu la el acasă. Acolo unde manifestă o deschidere față de autorități, iar eu, ca și reprezentant al autorității publice locale, mi-am dorit să vin cât mai aproape de acest mediu familial și să înțeleg problemele fiecărei comunități. Și să știți că sunt foarte mulțumit, pe de o parte, de deschiderea pe care mi-o oferă Romascanii și de dialogul constructiv pe care îl purtăm. Și mă bucură de asemenea că unele dintre solicitările acestora chiar sunt lucruri care se pot rezolva. Important este să luăm la cunoștință despre acestea. Voi continua în perioada următoare acest gen de întâlniri, pentru că am observat că sunt productive, în primul rând pentru cetățeni. Și feedback-ul, reacția imediată pe care o are autoritatea publică locală, crește gradul de satisfacție față de activitatea primăriei. O altă activitate realizată săptămâna trecută se referă la o acțiune pe care am solicitat-o societății Locato și poliției locale, acțiune care va continua și în săptămânile următoare, care se referă la câinii fără stăpân, care s-au înmulțit în ultima perioadă și observăm din nou, din păcate, acești câini destul de dezorientați, semn că sunt aduși de undeva. Am solicitat și poliției locale intensificarea controalelor pe această linie pentru a depista dacă într-adevăr acest lucru se confirmă. Săptămâna trecută am reușit să ducem la adăpost 19 câini fără stăpân și, așa cum vă spuneam, vom continua această activitate și în perioada următoare. De asemenea, pentru această săptămână am dispus și o serie de activități de atenționare a stăpânilor care dețin câini și care nu folosesc pungi pentru a strânge mizeria în urma plimbării patrupedelor. Știți foarte bine, săptămâna trecută a mai avut loc un eveniment nefericit, din fericire însă fără pierderi de vieți omenești. Este vorba de acel incendiu din clubul din capitală, drept pentru care am dispus și eu la nivelul conducerii primăriei municipiului Roman, prin direcția de poliție locală, efectuarea de controale la cluburile din municipiul Roman și cele care oferă astfel de distracții nocturne. Din 25 de unități controlate, 11 nu au putut prezenta la ora controlului autorizația de funcționare din partea primăriei municipiului Roman, de pentru care le-am impus un termen de 10 zile pentru intrarea în legalitate. După trecerea celor 10 zile vom relua activitatea de control, astfel încât să sancționăm societățile, agenții economici care nu s-au conformat. De asemenea, în această săptămână profităm și de vremea prielnică pentru a curăța arterele mai circulate, gen Smirodava, Bogdan Dragoș, până la nivelul bordurii, astfel încât să lărgim căile de rulare de pe drumurile publice. Și de asemenea am solicitat operatorului de dezăpezire să curețe mai bine și zonele unde există traseele pentru transportul public local, stațiile de autobuz, astfel încât și acolo acestea să poată parca cât mai aproape de acostament. Cam atât am avut pentru dumneavoastră astăzi și propun să începem de asemenea cu întrebări. Am să încep cu observație. Asta era o întrebare. De ce nu se curăță zăpada? Că astăzi ziceți că se curăță. Atunci fac o observație. Se curăță cam greu. Nu e foarte vizibil. Adică au fost niște zile când zăpada era moale și se putea lua. Da. Prioritatea pentru noi a fost eliberarea căilor principale de circulație și ulterior am avut și situații unde am mai avut de încărcat zăpadă și acum trecem la curățarea până la bordură. Al doua, sau în sfârșit întrebare. Dacă puteți să ne explicați ce a fost cu bâlbâiala aia cu proiectul numărul 16, cu inițiatorii, uite Popa, nu e Popa, și dacă putem să punem toate manevrele care s-au făcut în legătură cu discuția care a avut loc vis-a-vis de un vice de la PSD. Da, încep prin a vă răspunde la ultima întrebare. Este exclusă o astfel de discuție. Nu are nicio legătură alegerea viceprimarului cu niște tarife impuse de legislația în vigoare. Referitor la prima întrebare, într-adevăr a fost o eroare a aparatului tehnic. S-a redactat acel proiect de hotărâre fără a avea informația corectă. Ulterior, vineri, după ce au fost transmise către consilieri actele, proiectele de hotărâre, domnul consilier Holban m-a sunat și mi-a spus că el nu a inițiat un astfel de proiect. Am verificat la aparatul tehnic, s-a confirmat ceea ce a spus dumnealui. De fapt, inițiator fusese domnul Boloca și am solicitat chiar de vineri seara remedierea acestor deficiențe și ulterior sâmbătă am comunicat acea erată și proiectul de hotărâre cu expunerea în conformitate cu cele normale. Uitat de câini, vreau să spun, înțelegem că vă fusese toate probleme la întâlnirile cu cetățenii de la locuințele. Puteți să ne indicați câteva zone? Problema cea mai mare pare a fi în zona Mihai Viteazu, acolo unde există și o zonă de case și o zonă cu cetățeni de etnie romă, unde e foarte greu de intervenit, mai ales în momentul în care câinii se refugiază pe proprietatea privată, nu mai putem avea acces. De asemenea, la fosta Ierta, tot din cartierul Mihai Viteazu, avem aceeași problemă, câinii ies seara și ulterior, în momentul în care încercăm să-i prindem, prindem unul, doi, dar ceilalți se refugiază în incinta acelei proprietăți private și nu mai putem interveni. De asemenea, tot la întâlnirea din cartierul Mihai Viteazu, ni s-a sesizat și faptul că în fiecare dimineață, în zona sensului giratoriu de la Luțca, ar fi mai mulți câini, de aceea am solicitat și monitorizarea acelei zone și să ținem practic sub control acest fenomen al câinilor fără stăpân. Am avut episoade nefericite cu câini descărcați de la Iași. Știți foarte bine, știți foarte bine și situația cu acel camion cu câini de la Botoșani, când am reușit să-l identificăm prin intermediul camerelor de luat vederi. În momentul de față nu avem sesizări concrete, dar vom intensifica monitorizarea în ceea ce privește acest fenomen, care se pare că ia amploare în ultima perioadă. Legată de deșeuri, dacă societatea Rosalu ne poate raporta lunar, trimestrial, anual, cam ce cantități de deșeuri depozitate selectiv avem noi în România? Că se respectă sau nu? Păi, la un moment dat am avut acele eurocontainere. Da, din păcate, atâta timp cât nu este funcțional stația de transfer de la Cordun, nu prea ai unde să faci colectarea selectivă. Nici cetățenii nu pot realiza colectarea selectivă atâta timp cât nu ai acele pubele special amenajate și De aceea fac un apel la conducerea Consiliului Județean pentru urgentarea procedurilor de licitație pentru colectarea și transferul deșeurilor pentru zona 2, zona Roma. Ultima întrebare e legată tot de societatea locală. În anii din urmă, dumneavoastră au avut tot felul de solicitări care au devenit proiecte în Consiliul Local. Motivau acolo că, odată cu creșterea salariului minim, sunt și ei nevoiți să mai pună ceva în plus la salariați, asta o să se întâmple și de la februarie. Aveți cunoștință dacă dumneavoastră intenționează să vină cu un astfel de proiect cu creștere de tarife? Deci, aici dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Ultima ajustare de tarif, dacă mi-aduc eu bine aminte, s-a făcut, cred că în anul 2014, atunci când salariul era 750 de lei, salariul minim pe economie, de la 1 februarie va fi 1450 de lei. Însă, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu operatorul de salubritate, am convenit ca în acest moment să nu operăm ajustări pe tariful de colectare. Deci, practic, tot ceea ce ar însemna să fie o majorare se referă doar la cele două taxe de care v-am spus în timpul conferinței, taxa de 45 de lei aproximativ de la Consiliul Județean și taxa de 80 de lei impusă de Guvernul României, iar tariful de colectare la Roman să rămână neschimbat, respectiv 40 de lei și 43 de lei pe metru cub. La ce proiect vă referiți? Tot acesta de majorare tarifului la Dumnezeu, pe care ei au declarat că nu vor accepta, cel puțin pentru moment. Da, deci e foarte important, în primul rând, v-am spus, dacă pot face eforturi și ei alături de noi, să nu mai plătim la Consiliul Județean acea taxă de 45 de lei, să nu mai plătim la Guvernul României acea taxă de 80 de lei. Noi nu ne dorim sub nicio formă creșterea tarifului la colectarea deșeurilor menajere. V-am spus și am răspuns și mai devreme, tarifele pentru colectare rămân neschimbate, doar că se adaugă aceste taxe impuse de Consiliul Județean și impuse de pe vremea când domnul senator era vicepreședinte și chiar avea în subordine gestionarea acestei probleme a deșeurilor de pe raza municipiului Neamț, și acea taxă de 80 de lei impusă de Guvernul României. Participarea la Bătca Doamnei fabrici, care este salariată a societății Rosalu, pare ar fi o oarecare incompatibilitate cu... Va trebui să vedem dacă va participa sau nu la vot, adică nu ne putem antepronunța acum că dacă ședința e mâine abia. Nu contează. Vom vedea ce decizie va lua. Până la urmă, fiecare suportă propriile acțiuni. Consecința propriilor acțiuni. Da. Va adânci această nouă dispută pe care o aveți cu PSD? Dar eu nu am nicio dispută. Atenție, eu nu am nicio dispută cu nimeni, nu am absolut nicio problemă cu nimeni. Atâta tot vreau doar să fim corect informați și să spunem lucrurile exact de unde provin. Vorbim de o taxă impusă de Consiliul Județean de 45 de lei și o taxă de 80 de lei impusă de Guvernul României, care trebuie să fie puse în aplicare. Eu voi căuta soluții în continuare pentru diminuarea impactului acestor taxe. Dar asta nu înseamnă că pot să intervin pe o hotărâre de Consiliul Județean sau pe o hotărâre de Guvern. Vom solicita constructorului remedierea problemelor apărute. Ați fost informat de apariția acestor? Nu, acum am fost informat. Imediat ce termin conferința de presă, voi lua măsuri. Și ultima întrebare, dacă la construcția bugetară pe care o faceți acum, ați ținut cont de promisiunea pe care ați făcut-o de a aloca 500 miliarde de lei pentru alte investiții la Sudan, ca să-și acopere pe cele... Era vorba de 3 miliarde. Era vorba de 3 miliarde de lei vechi. 3 miliarde de lei vechi pe care le vom aloca. Și de asemenea, dacă ați observat în proiectele de hotărâre pentru ședința de mâine, avem în continuare și acel parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență, ca în situația în care vor veni sume de bani de la Ministerul Sănătății, Primăria Municipiului Roman, Consiliul Local, să contribuie cu partea de cofinanțare pentru atragerea acestor sume. Banii în buget pentru reabilitarea, pentru studiile de stabilitate a reabilitării policlinicii. În momentul de față știți foarte bine că situația juridică a acelei clădiri este foarte incertă. În continuare trebuie să mai purtăm discuții cu ceilalți coproprietari, pentru că asta este problema de bază în momentul de față acolo, și ulterior, în condițiile în care vom găsi soluții, vom aloca și aceste sume de bani. Chiar astăzi avem o întâlnire cu reprezentanții Spitalului Municipal de Urgență Roman, atât conducerea spitalului, cât și șefii de secții și reprezentanții Colegiului Medicilor și Ordinului Asistenților, astfel încât să căutăm soluții inclusiv pentru această clădire. Mulțumesc! Vreau să vă întreb în legătură cu situația clubului sportiv municipal. Am înțeles că mai nou au început să se rezolve dintre problemele de plățile restante, și mă refer aici atât la echipa de handball și la cea de fotbal. Da, într-adevăr, așa cum vă spuneam și la o conferință de presă trecută, pe final de an apar anumite probleme privind finanțarea, însă nu sunt probleme deosebit de grave, sunt probleme care se întâmplă la orice club din țară, cel puțin la cele care fac un anumit nivel de performanță. Odată cu intrarea în noul an și cu deblocarea sumelor pentru anul 2017 am efectuat o parte din plățile restante, așa cum spuneați dumneavoastră, atât la echipa de handbal cât și la echipa de fotbal, inclusiv primele de joc pentru jucătoare, astfel încât în momentul de față, deși nu suntem încă la zi, lucrurile s-au ameliorat. Oricum v-am spus, nu a existat nicio clipă, vreo perioadă de incertitudine pentru jucătoare. Eu în permanență am discutat cu ele și ele știu că în ultimii 3 ani jumătate, 4 ani aproape de când am fost alături de ele, mi-am respectat întotdeauna promisiunile și, așa cum vă spuneam și în trecut, nu a fost nicio jucătoare care să plece de la Roman fără a-și fi încasat toate drepturile financiare. Situația este stabilă la echipă, atât în ceea ce privește partea financiară, cât și lotul de jucătoare. Mă bucur că, exceptând-o pe Tereza Păslaru, care are o accidentare mai gravă și care o face indisponibilă până la sfârșitul sezonului, toate celelalte jucătoare sunt apte de joc și e important așa să rămână până la sfârșitul campionatului. Ca o prelungire la întrebarea colegului, ce sumă totală s-a alocat anul trecut pentru club din buget? 34 de miliarde sau? A fost într-o primă etapă 34 de miliarde și ulterior s-au mai alocat încă 2 miliarde. 36 de miliarde în total anul trecut. Da. Am înțeles că a fost cea mai mare sumă din istoria clubului de până acum. Nu e adevărat, nu. Au mai fost asemenea valoare? Au mai fost, da. Și în anii trecuți la fel. Da. Și dacă țineți bine minte, se punea la început de an cu o anumită sumă și ulterior, prin luna septembrie, începeau rectificările și alocările de sume. Anul trecut, în speță 2016, o singură dată s-a făcut o rectificare și o majorare a sumelor. Este vorba de luna octombrie, pentru că, sau luna noiembrie, îmi cer scuze. Până atunci reușind să ne gestionăm din resursele pe care le-am avut, iar alocările de sume care erau se refereau la bugetul care a fost alocat inițial, dar nu erau sumele alocate. Deci, practic, ca și suplimentare, nu a fost decât una în luna noiembrie 2016. La ce lună s-a ajuns cu salariile? Acum am ajuns la luna noiembrie. Repet, nu e o situație deosebită, în sportul de performanță se întâmplă și e foarte important să ne stabilim obiectivele. Dacă dorim să facem performanță, să știți că performanța costă. Iar bugetul pe care îl are echipa de handbal, să știți că este undeva cam de jumătatea clasamentului spre coada clasamentului. Însă dacă ne uităm la performanțe, vedem că suntem între primele 4 echipe din România și cred eu că pentru acest lucru trebuie să fim mândri pentru rezultatele pe care le avem. Domnul senator Manoliu spunea la conferința de presă pe care dumneavoastră ați comentat puțin că Valat ar fi vorba de o scoatere de pe listă a municipiului Roman în privința finanțărilor, dacă nu s-ar conveni la o îngropare a securii războiului și să cedați consilierul care să preia posturile de viceprimar. Cât credeți că va mai ține jocul ăsta? Să vină în birou la mine, îl aștept, dacă nu va loc nimic, vă dau 2000 de lei la ceilalți. Cât credeți că va continua? N-ar trebui cineva să întrerupă firul la toate evenimentul ăsta? Deci, în momentul de față, eu vreau să vă spun foarte clar, nu mă aflu în război cu absolut nimeni. Eu sunt un om al dialogului, sunt un om care își dorește să rezolve problemele comunității noastre, comunității din Roman și nu îmi doresc să fac din asta un titlu de glorie sau să devin un războinic al luminii. Dacă cei din conducerea PSD așa cred de cuvință că dacă nu îmi dai jucărica îmi iau celelalte lucruri și plec acasă și nu mă mai interesează, trebuie să se gândească mai bine, pentru că urmează alegeri și atunci când sancționez o întreagă populație, nu știu cât dă de bine. Pe mine mă interesează, așa cum vă spuneam, rezolvarea problemelor punctuale ale cetățenilor municipiului Roman. Sunt convins că vom putea să ne continuăm investițiile pe care le-am început la nivelul municipiului Roman. Avem resurse să continuăm și alte investiții la nivelul primăriei municipiului Roman și sigur că acolo unde legea ne permite și unde sunt prevederi care prin care municipiul Roman poate să atragă sume de bani și din alte surse, cu siguranță voi folosi orice mijloc legal pentru a atrage aceste sume de bani. Și aici mă refer la proiecte europene, acolo unde știți foarte bine că am 5 proiecte deja depuse și aștept alte ghiduri de finanțare și deschiderea altor linii pentru a depune în continuare proiecte cu finanțare europeană, acolo unde nu poate interveni niciun partid politic și niciun guvern. De asemenea, pot accesa sume și prin Planul Național de Dezvoltare Locală, unde de asemenea pot să atrag sume de bani de la Guvernul României și oriunde va fi nevoie să merg la ministere să obțin finanțări, vă asigur că voi merge. Vis-a-vis de votul consilierilor PSD și închei cu subiectul politic, de a nu vota nicio afirmație, că nu vor să voteze nicio majorare de taxe, la Piatra Neamț s-a întâmplat următorul fenomen. Același lucru nu s-a votat, după care s-a apărut în presă și a spus, uitați ce consilieri împovărează orașul. Credeți că ar încerca să facă o figură de imagine și în municipiul Roman și cum veți face? Pentru că e ușor, nu votăm și uitați cine v-a împovărat, peneliștii, toți consilierii au votat să vă crească impozite și taxe. Da, deci eu încă o dată vreau să clarificăm acest aspect. Consiliul Local Roman nu votează nicio majorare de tarif. Tarifele rămân neschimbate. Discutăm doar de acele taxe impuse de Consiliul Județean și de Guvernul României, care trebuie să se regăsească în tariful plătit de populație. Dar aceste taxe au destinație specială și merg la cu totul alte instituții, respectiv la Consiliul Județean și la Ministerul Mediului. Eu trebuie să gestionez responsabil această problemă delicată a deșeurilor menajere. Riscul poate fi unul neplăcut. În momentul în care nu se identifică soluții, deșeurile menajere rămân pe raza municipiului Roman la punctele de colectare, pentru că neavând unde să le duci, rămân acolo. Sigur, e posibil ca și eu și domnul senator să avem obiective comune, să facem din Roman un fel de Napoli. Numai că domnul senator își dorește să facă un fel de Napoli prin prisma gunoaielor, un oraș al gunoaielor, iar eu îmi doresc să fac din Roman un fel de Napoli din acela, pe care îl vezi și după aceea poți să mori. Obiectivul meu este să fiu responsabil, să nu fac declarații politice doar de dragul de a face declarații politice, ci să identific soluții pentru a rezolva aceste probleme. În perioada următoare mă voi axa foarte mult pe acest subiect pentru a găsi rezolvări pe termen scurt și de asemenea și pe termen lung. Și sunt convins că voi avea maturitatea, spre deosebire de alți colegi politicieni care, deși au o vârstă mai înaintată, nu dau dovadă de această maturitate, dar eu vă promit că voi avea maturitatea de a rezolva într-o manieră pozitivă pentru cetățenii municipiului Roman acest subiect. Spuneați de taxele impuse de Consiliul Județean și de Guvern, dar în proiectul de hotărâre spune că Rosalu a înaintat o adresă prin care ea vrea să-și acopere asigurări, transport, plata oamenilor și acolo, așa scrie în proiectul. Da, dar acolo discutăm de cu totul altceva. E vorba de acel tarif pentru transferul deșeurilor menajere de la Roman la Girov. Și sigur că operatorul, în momentul în care face acest transfer, are costuri legate de carburanți, de lubrefianți, de personalul angajat, de asigurări auto, cauciucuri și așa mai departe, anvelope și tot ceea ce presupune acest transfer. Sigur că ulterior, dacă ați văzut în solicitarea pe care a făcut-o Rosalu către Primăria Municipiului Roman, apare ca o mențiune faptul că trebuie să avem în calcul, ați văzut prima frază, spune că se impune acoperirea acelui cost de transfer și eu zic că e în interesul municipiului Roman ca deșeurile să nu mai fie depozitate la Roman. Și e foarte important să scăpăm de ele de pe raza municipiului Roman. Și pentru aceasta trebuie să suportăm un cost. Un cost pe care eu mi l-am asumat și care pentru cetățean implică doar 60 de bani. Deci nu mi se pare o sumă atât de mare, acești 60 de bani, pentru... Nu, e vorba de 60 de bani pentru fiecare persoană, care să nu fie în folosul nostru pentru a scăpa de deșeuri de pe raza municipiului Roman. Și cred eu că e un cost acceptabil și suportabil. Însă mai departe, taxele celelalte care sunt impuse nu țin de Primăria Municipiului Roman și de aceea, în al doilea paragraf al solicitării Rosalului, vine tocmai cu această precizare, în care ne indică faptul că trebuie să avem în considerare și în vedere faptul că trebuie să plătim și acele taxe suplimentare. Dar, vă spuneam, eu voi da dovadă de maturitate și în perioada următoare voi căuta soluții astfel încât impactul asupra populației să fie cât mai mic, spre minim, chiar spre zero. Plagiez un coleg care a întrebat la conferința de presă de la PSD, sper să mă scuze, ce faceți cu deșeurile care sunt deja depozitate? Pentru că în proiectul de hotărâre nu prevăzută niciun paragraf în care se spună că și pe acelea le vom duce. Da. Depozitul temporar de la Roman beneficiază încă de autorizație de mediu până în anul 2018, drept pentru care în acest moment prioritatea noastră este să vedem ce facem cu deșeurile care se produc de către cetățeni și care trebuie colectate și transportate. Sigur că mă voi axa și pe acest depozit temporar pentru a căuta soluții, fie dacă se va finaliza licitația pentru zona 2, zona Roman, putem transfera aceste deșeuri la depozitul temporar de la Cordun, fie vom căuta alte soluții pentru a elimina și aceste deșeuri de pe raza municipiului Roman. Dar acele deșeuri privesc strict primăria municipiului Roman. Noi acum ce dorim să rezolvăm și ce trebuie să gestionăm în perioada imediat următoare se referă strict la deșeurile care sunt produse de acum încolo și care trebuie colectate și transferate. Ați spus despre 60. Haideți, noi. Spuneți. Dar dacă e prelungită întrebarea, da. Ați spus de 60 de bani pe persoană pentru ca să acopere aceste taxe. Nu. Am spus pentru transport. E cu totul altceva. Pentru că făcând transformarea la fiecare persoană îi revine 0,1 metri cubi, acesta este impactul final față de ceea ce plătea până acum. Eu nu iau, acesta se ia fie de la asociațiile de proprietari, acolo unde operatorul de salubritate are încheiate contracte, fie individual, acei care locuiesc la case și care au contracte individuale. Da, corect. Da, aici Rosalu trebuie să intensifice contractele pentru, controlele, pentru că nu e normal ca să existe persoane care să folosească. Da. Dacă nu poate fi o soluție neutralizarea de același principii de zicere, de același principii de agropire, să putem neutraliza. Este una din ideile pe care lucrăm, dar nu avem încă o soluție efectivă acolo. E una din soluțiile pe care o avem în calcul, dar v-am spus, în momentul de față, prioritatea pentru noi o reprezintă gestionarea problemelor curente. Sigur că și acel depozit temporar este foarte important pentru noi și în perioada următoare vom identifica și vom căuta soluții pentru noi. La neutralizare, deci luăm în calcul această... Domnul. Săptămâna trecută, pe final, a intrat în vigoare o ordonanță de guvern de modificarea legii circulației, prin care impune administrațiilor locale obligatoriu înființarea unui serviciu de indicare mașini, stabilirea unui parc auto unde să fie transportate, unor taxe. Pe lângă asta, parcarea pe trotuar. Asta trebuie să prevedeți pe trotuarele mai largi unde ar putea să parcheze mașinile cu respect. Ați luat în vedere acest lucru pentru că e lege, deci nu... Da, în momentul de față, la nivelul direcției de specialitate, analizăm crearea acestui serviciu nou, pentru că trebuie să discutăm de un serviciu nou, trebuie să identificăm o locație unde aceste mașini trebuie să fie depozitate, trebuie să achiziționăm și o mașină specială de ridicare a acestor autovehicule și în același timp trebuie să vedem și dacă această lege își va produce efectele, dacă va rămâne în continuare, dacă nu va suferi modificări, pentru că observați această instabilitate legislativă, azi se dă o lege, mâine se modifică și noi la nivelul primăriei rămânem fie cu investițiile făcute, fie cu măsurile heirupiste luate. Trebuie să așteptăm în acest moment finalizarea sau implementarea acestei legi. Trebuie să ne facem și noi studiile în ceea ce privește locația și impactul pe care îl reprezintă asupra bugetului, pentru că și acesta va fi reflectat în buget, investițiile pe care trebuie să le facem și sigur că la o ședință ulterioară vom intra și cu un proiect de hotărâre care să fixeze un regulament cadru pentru acest serviciu. De la evenimentul din parc cu decesul acelui cerb au plecat mai multe sesizări pe la mediu și așa mai departe. Acum s-a constatat că zona de fapt ar trebui autorizată, se interzice accesul persoanelor. Care este situația? Dacă puteți să ne descrieți puțin. Și de ce s-a ajuns la acest lucru acum? Nu se știa să se ia măsuri înainte cu autorizarea. Deci Primăria Municipiului Roman a avut un aviz din partea Autorității Naționale de Siguranță Sanitar-Veterinară pentru o expoziție temporară, ceea ce și este la nivelul Municipiului Roman, pentru că vorbim doar de două specii de animale, în speță de cerb și de lopătar. Restul mai departe, că noi am avut tot timpul în zonă afișat faptul de a nu se hrăni animalele, pentru că La nivelul Parcului Municipal din Roman, să știți că aceste animale sunt foarte bine întreținute, beneficiază de mâncare din plin și de asemenea și de tratament medical de specialitate, având un contract încheiat cu un medic veterinar de pe raza municipiului Roman. Sigur că decesul acelui cerb ne-a afectat și pe noi, însă cred eu că anumite instituții media, nu de la noi din oraș, din păcate, ci din cu totul altă parte, nu își dorește ca la Roman să ne bucurăm cu toții de a mai vedea ceea ce mai rar vezi, eventual o căprioară sau un cerb lopătar. Au pornit o serie de sesizări către toate instituțiile abilitate. Rezultatele controlului nu au fost atât de dezastruoase pe cât se așteptau unii, în sensul în care s-a interpretat că, mai având și acele rațe și lebede, nu putem discuta de o expoziție temporară, ci ar trebui să ne autorizăm ca și o grădină zoologică. Ori autorizarea ca și grădină zoologică presupune, pe lângă o serie de costuri, și o serie de condiții pe care trebuie să le îndeplinim. Era practic în acest parc municipal o oază în care mai puteai vedea niște animale. Cu siguranță mă voi bate în continuare ca aceste animale să rămână la Roman și, în funcție de măsurile care ni se cer sau care ni se impun, vom vedea ce soluții vom găsi. Dar mă voi lupta foarte mult ca această oază verde să rămână la Roman, indiferent că își doresc unii sau alții să dispară. Ce ar trebui să facă? Acum, în momentul de față, va trebui să inițiem o procedură de autorizare ca și grădină zoologică și ulterior, din momentul în care vom demara această procedură, să vedem exact documentația care trebuie întocmită pentru a obține și această autorizație. Mă uitam chiar în presa de astăzi legat de lebedele de pe lacul Bătca Doamnei. Practic, pe lacul Bătca Doamnei au venit foarte multe lebede. Pe acel lac există și activitate piscicolă, există și activitate de agrement. Oamenii se plimbă și cu bărcile. Deci, faptul că avem în parc o oază de verdeață, un luciu de apă unde, sigur, o parte din aceste păsări le gestionăm și noi, dar poate să vină și din altă parte. Lebede, poate să vină și din altă parte. Rațe sălbatice, drept pentru care e plăcut vara, cel puțin din primăvară și până în toamnă târziu, atunci când facem o plimbare pe lacul din parc. Știți foarte bine ce entuziasm există atât în rândul copiilor, cât și pentru părinți, că își pot face copiii fericiți să vadă aceste păsări și aceste animale. Atât doar trebuie să fim mai educați și mai responsabili, să înțelegem că aceste animale au toate cele necesare pentru a fi alimentate în condiții de siguranță și cazuri nefericite, pe cum cel al decesului cerbului lopătar, să nu mai existe. Adică dacă vrem să hrănim un animal, să-l hrănim doar cu conținutul ambalajului și să nu-i dăm ambalajul cu totul. Dar este de preferat, chiar dacă face o foarte mare plăcere copiilor să-i vezi când dau de mâncare la aceste animale, e de preferat să evităm hrana acestor animale. În concluzie, până nu se obține acest aviz, nu va mai fi deschis vizitării publice. În acest moment, așa cum vă spuneam, avem acest aviz de expoziție temporară. Urmează ca în perioada următoare să demarăm procedurile pentru obținerea autorizației de mediu ca și grădină zoologică. Asta nu înseamnă că vom închide accesul sau că vom îndepărta aceste animale din acea zonă, ci vom demara toate procedurile necesare pentru obținerea autorizației de mediu. În anii anteriori era un program de asfaltări, chiar în timp de 2 ani, un program generos. Pentru anul acesta aveți în vedere domnirea unor grafice cu zone, cu... S-a desprins și din întâlnirile dumneavoastră solicitări? S-au desprins de genul acesta? Da. Avem două categorii de solicitări venite. Ce sumă v-ați gândit să alocați? Avem două genuri de categorii de investiții întâlnite. Și aici se referă, pe de o parte, la cea din proximitatea oamenilor. Pe ei îi interesează foarte mult din zona în care locuiesc aleile și parcările. Și pentru acest lucru am gândit un plan multianual de asemenea de reabilitare și de construire de alei și de reabilitare și construire de parcări, un program multianual pentru care să alocăm 16 miliarde de lei vechi. Și de asemenea ne-am propus, așa cum spuneați și dumneavoastră, cum am avut și în trecut, un program multianual de reparații cu covor asfaltic, 2 și 3 straturi, care se va întinde de asemenea pe 2 ani și în această perioadă are loc chiar procedura de licitație. Vom vedea în urma licitației, vă vom comunica și suma care a rezultat, astfel încât, practic, din cei 150.000 de metri pătrați de pe raza municipiului Roman pe care îi mai avem de reabilitat, circa 100.000 să-i reabilităm prin acest program multianual și ulterior, sigur, să mai gândim un nou program până 2019-2020, să terminăm toată infrastructura rutieră de pe raza municipiului Roman. De asemenea, avem în calcul și asfaltarea unor străzi noi, care nu au avut niciodată asfalt. E vorba de 4 străzi din cartierul Nicolae Bălcescu, pentru care, de asemenea, vom întocmi documentația pentru licitația publică și această investiție se ridică la circa 6 miliarde de lei vechi. Și de asemenea și în cartierul Petru Rareș vom dori să intervenim, dar vom interveni doar parțial pentru că acolo încă mai avem de realizat acea lucrare amplă de canalizare, alimentare cu apă și ape pluviale, astfel încât prima dată să realizăm acele investiții și ulterior să gândim și un program amplu de asfaltare pentru acea zonă. Mai am o întrebare legată de renegocierea contractului de energie electrică. Faceți o cu EON-ul și veți porta ca și altă dată și familiile din municipiu pentru a scoate un preț mai bun? E deja realizată această achiziție, s-a făcut de pe Bursa Română de Mărfuri. Operatorul nu este EON-ul, este vorba de TINMAR, Energy, care a licitat atât pentru energia electrică, cât și pentru gazele naturale. Și împreună cu primăriile din Botoșani? Nu, în acest moment doar pentru primăria municipiului Roman și instituțiile subordonate. Și evaluare, contractul și cât? Nu, urmează să vă comunic punctual. La fel ca în fiecare an, contractul prevede obligativitatea pentru firma care furnizează energia electrică să preia prin compensare energia produsă de microhidrocentrala de pe râul Moldova. Da. Mulțumesc!